și nu mi-a deschis ușa nimeni. Nimeni, voi ați fost. Domnul să vă veni cu mine. Deci cum, nu vom mai vizita nimeni până la oameni? Nimeni, să nu n-am. Suntem căsătorii din 82, 86, am avut o prima fată în 86 și am avut, avem 10 copii, unul din 3 pleca la Domnul, avem 9 acum. 5 mai este cu noi, 4 vieți. 3 avem căsătoriți, restul sunt familie. Restul încă sunt familia noastră, nu sunt căsătoriți. Am fetele astea două bolnave, care nu mă ajută cu nimic, că nu pot să mă ajute. Sunt Cristina, am 23 de ani. Sunt diagnosticată cu poliartrită reumatoidă gradul 3. Nu pot munci prea mult, nu pot sta în picioare foarte mult. Dacă stau mult în picioare, mi se face rău. Și îmi vine răul să vomit și nu pot sta mult. Eu și sora mea, Andreea, depindem de acest tratament pe lună în valoare de 2000 de lei. Tratamentul ne ține sub control ca să nu avanseze cu boala în viitor. La fel și mie, domnul mi-a vorbit că va lucra în dreptul meu și are un plan deosebit cu vasul meu și care mi-e drept să îmi dea vindecare și să fie o mărturie vie pentru mulți oameni. Un fel de reumatism care afectează oasele. Mai tare ca reumatism. Mai tare, ceva mai tare care nu dă voie, înțelegi? Te deformezi. Și nu te dor picioarele, oasele, nu poți. De cât timp se luptă fetele cu boala asta? Din anul 2014. Și aici o prostie a fost, când am avut căldură, le-am trăit fetele fără căldură. Voi nu ați avut căldură aici sau ce s-a întâmplat? Da, nu am avut, că am luat casa cu sobă. Casa era cu o singură sobă de cameră care făcea o... Nu se face la țară, o cartof prăjit, o mămăliguță, disparat. Atât căldură, tătă casa asta. Înțelegi? 100 de metri pătrați. Nu ați avut posibilitatea să faceți altă sobă? Între timp, cu ajutorul Domnului, încetul, am căutat și m-am pus și ne-am pus o sobică. Cât timp a stat fără căldură? Am stat. Acum... Vreo 4 ani. Fără căldură, deloc? Da, nu mă facem foc în sobă așa. Și până în 2014 fetele au fost sănătoase? Nu au fost probleme la ele. S-au agravat după aceea. Și noi n-am știut boala asta. În legătură cu persoana mea, pentru că cu această boală sunt pensionat de multă vreme, n-am putut să fac activitate în câmpul muncii, am fost pensionat pe care de boală și nu-mi permite această boală, trombofibrilită asta, ulcerul varicos la gamba stângă, să lucrez. Pentru că trebuie mult să stau cu piciorul întins. Și cum se manifestă boala asta? Se umplă piciorul, circulația în picior. Se sparge. Operație la Iași, am făcut operație aici odată și aici două ori. Dar nu poate salva ochiul ăsta. Ochiul ăsta are probleme, nu poate salva. Asta mai văd cu el acum. Ce pensie aveți la momentul de față? Na, 9.500.000. 950 de lei pe lună, atât de pensie. Al venit în afară de pensie, ce mai este casă? Nu mai am nimic. Niciun venit nu am. 9 milioane nu am. Și cu fetele? Din care cheltuiesc 4 milioane și 500 numai pe tratament. Îngrijire piciorul și medicamentul inim. Am acte, am tot ce pot. Fetele, din ce le tratați? Din ce bani le tratați? Păi, ele, eu, pensia de handicap la gradul 2, 3.800.000, 380 de lei, gradul 2 are, la handicap. Ele au certificat de handicap. Și restul până la 10 milioane sau cât au ele aproximativ pe lună? Păi ea, acum din aceste 10 milioane le costă tratamentul care este pe ele. Dar beneficiem că dacă nu le înscriam la pensia de handicap, nu se putea reduce acești bani. Că trebuie să plătești contracost. Înseamnă că dumneavoastră din ăștia 450 de lei pe lună, da, care rămâneți din pensie, că a spus că aveți 900 de lei pensie, da, și 450 de lei merg pe tratamentul dumneavoastră, da, pentru picior și pentru inimă. Adevărat este. Cum vă descurcați atâția inși? Foarte greu, cu multe lipsuri. Frate Petrica, Petrica, cum v-ați descurcat cu mâncarea? Cum vă descurcați dumneavoastră cu alimentele? Cu... Pe spongi, frate.
lapte ce se cumpăr, frate, fetele astea trebuie să mânce regim, brânzeturi, o cană de pasăr, dacă se poate, pentru că un aliment așa care se pliască și dau la tratamentul hrănei, pentru că e mult tratament și trebuie să fie o leacă hrănit. Mi-a spus colegul meu, Ovidiu, modul în care ați muncit la el. Mi-a spus despre boala dumneavoastră și mi-a spus că ați fost la el, v-a dat ceva de muncă, nu v-ați ferit de muncă, ați lucrat, ați făcut treabă foarte bună, întâmplărie. Vreau să vă felicit și în mod special de asta sunt aici, pentru că un om bolnav a venit și a muncit, când sunt atâția care sunt sănătoși și poate stau la umbră. Vine anul timpul rece, cu lemnile, cum vă descurcați? Că aici, în zona la noi, lemnile sunt foarte scumpe. E foarte scump, scump, frate. Momentan, să nu spun o minciună înainte, domnul, am împrumutat niște bani, 20 de milioane la cineva, am luat și am cumpărat lemne de 36 de milioane și am rămas dator să achit lemnele. Că n-am avut bani, că mașina costă 15-16 milioane o mașină din lemne. Mai aveți ce alte datorii în afară de datoria la lemne? Da, și la bancă am foarte multe datorii, că am făcut alte bani la bancă, aici nu ai mai făcut ceva, dar prin banii împrumutați am trăit. Și am luat bani de aici și am dat la rate, că n-ai cu ce acoperi. 3 ani de zile ați plătit ratele ca să vă puneți geamuri. Da, frate. Copiii ăștia mei n-au avut bunici. Eu n-am tată, n-am mama, a rămas orfan, eu a rămas și orfan și el n-am nici ce-și bunici și tata. Eu... De la ce vârstă ați rămas orfan? Eu la 13 și... Eu am rămas de mic. La ce vârstă? La 2 ani. Am rămas fără mamă. Și tata. Și tata ca tata, știi? Ca tata. Tata e tata, știi? E bărbat, nu? Și nu mi-a deschis ușa nimeni. Nimeni, voi ați fost. Domnul să vă veni cu mine. Deci cum, nu vă mai vizita nimeni până la nimeni, să spun n-avă. Domnul Petrică, care e dorința dumneavoastră cea mai mare? Vorbind din punct de vedere material și pământește, noi am dorit acest loc de casă care l-avem noi, ci să dorim această casă, o dăm și să plecăm în o altă casă. Să venim cu frața la un loc, aici suntem izolați. Mă, nimic se face rău, n-are cine mă scoate de aici. Până vine X, Y, n-are cine mă scoate. Unde v-ați dorit să mergeți? Ce la Dumbrăvene care este o căsuță. Nu frate bogate, nu frate cu stâlpă, nu știu câte. Încă pe ei de locul Domnului. De ce vă doriți atât de mult să fiți în preajma fraților? În preajma dorința sufletul că trebuie să plece de pe pământ, să înțățânez aici. Eu nu păstrez lucrurile astea. Frate Petric, văd în casă la dumneavoastră un dulap, nu-i nou, îi din pal, poate de mult. Văd un covor care la fel e îngrijit, o canapea care e îngrijită, îi dat cu var frumos pe pereți. Sus a stat așa frumos o bandă albă. Văd că ați îngrijit cu drag de casa dumneavoastră. Cum ați procurat lucrurile astea, dacă puteți să-mi spuneți? Acest dulap este de la second hand, dar a fost întreținut, a reparat un cui, a pus un șurub, s-a reparat, era ca la second hand, eu am mai progresat și am mai pus-o la locul ei. Covorul pe jos este de ani de zile, de ani de zile. De câți ani aveți covorul? Cred că n-avem niciun copil atunci, cred că. 35 de ani. Aș dori, dacă l-ați cunoscut familia noastră, să vă rugați și dumneavoastră și noi Domnului ca El să intervină să lucreze mai departe în dreptul nostru, după cum noi am arătat lucrurile astea pământești, fizici care sunt la vedere, le-ați văzut problema noastră, dar vrem ca Domnul să intervină și duhovnicește spiritual în lucrurile astea. Aș vrea să fac o mărturisire față aici în prezent, că Domnul Iisus a lucrat în viața mea. N-aveam copii și când a spus Domnul, vei avea, am crezut și am avut 10. Puneți-vă nădejdea în brațul Domnului, că El poate. Am îmbrăcat haina pocăință, haina melului, ți-o dat Domnul Iisus o haină curată, păstrează-o până la mormânt, nu pa ta, că rămâne urmă în urma ta. Rămâne urme, no. Pentru că nu dovedești a fi pocăit,
și nu se poate pocăi nimic din cauza ta, că ai fost un fals. Sora, se vede că Biblia e folosită, o cercetați, o citiți. Da, 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 cu el, e cu el mă mângâie aici, n-am cu cine. Mă rog, Doamne, ca Tu să fii acela care să călăuzești această familie. Vă întreb dacă aveți cartofi. Trebuie să fii Domnul, am nevoie. V-am adus aici câțiva saci. Aici mai avem pentru o familie, dar lăsăm și aici câțiva saci, niște făină, am mai adus o ladă cu ceapă, un sac cu mere, orez, ulei, ce am mai pus noi aici. Mulțumim în numele Domnului și pentru tot ce v-am adus. Adică, cum ați reușit, să faceți o gospodărie atât de curată? Toate aceste lucruri prin muncă. Prin muncă am muncit cu soția și am închipzuit orice cileuț, orice frăgut a fost privit din partea mea, l-am pus să fie curat pentru familia viitor. Pentru că deoarece noi nu avem livada aici momentan și este de mare folos, de mare folos. Mulțumim pentru centimerii și celor ce au contribuit la această binecuvântare. Domnul să vă binecuvânteze.